Bună ziua, sunt Catiușa Ivanov, bine ați venit la interviurile Hot News. Alături de noi astăzi îl avem pe primarul sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu. Domnule Ciucu, bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Cu multă plăcere! Discutăm astăzi ce ați făcut în cei 2 ani de mandat care au trecut până acum. În sectorul 6 sunt foarte multe mașini. Sunt mașini peste tot, mai ales în cartierele cu blocuri de 10 etaje. Sunt parcate pe trotuar, sunt parcate pe străduțe, fiecare unde găsește un loc. Oamenii spun că parchează pe trotuar pentru că nu au parcări. Pietonii spun că ar dori să aibă pe unde să meargă, că n-ai normal să avem trotuarele libere. De ce permiteți parcarea mașinilor pe trotuar și ce ați făcut până acum pentru a rezolva cele două probleme? Această problemă nu este doar în sectorul 6. Această problemă este generalizată în București. De obicei, raportul de locuri de parcare la mașini este de 1 la 3. Sectorul 6 sunt 150.000 de mașini și undeva la 45.000 de locuri de parcare. În momentul în care ai locuire densă, ai locuire pe verticală, blocuri și străzi care au fost proiectate pentru orice altceva decât pentru atât de multe mașini, oamenii n-au unde să parcheze mașinile și le parchează pe trotuare. Problema se datorează faptului că există această legislație care permite import foarte ieftin de mașini și guvernul nu a stopat asta de 10 ani de zile. Au avut o încercare la un moment dat cu taxa de mediu. Bine, pe care au scos-o imediat. Pe care au scos-o imediat și vin la primari ca să, toată lumea vine la primari ca să găsesc o soluție. Păi decât dacă putem, nu știu, să creștem suprafața terei sau orașului, așa prin expansiune, să creezi locuri de parcare. Legea îți interzice ca să transformi spațiile verzi în parcări, deci nu ai voie, efectiv, legal, să iei un spațiu verde care este intabulat ca atare sau nu neapărat, care se defin ca spațiu verde, să faci parcări. Rămâne soluția, ceea ce noi și facem, dar este foarte costisitoare să faci parcări supraetajate. Și aici, dacă găsești teren, pentru că foarte mult teren a fost însușit de diverși de-a lungul timpului, care, ce să vezi, au făcut alte blocuri, care au generat alte nevoi de locuri de parcare. Am creat până acum undeva la 4.000 de locuri de parcare noi, da? Din reproiectare sau din acoperirea unor maidane întregi de pământ, unde se parca pur și simplu sau nu se parca. Am venit cu proiecte și am creat locuri de parcare noi, zona străzii trenului, militarii. Militarii am făcut, de fapt, cele mai multe, unde este și cea mai mare nevoie. Dar oricât am face, da? Oricât am face, nu ai cum. Poți să dedici bugetul întregului sector pe 10 ani, cam așa ar fi, ca să poți să acoperi nevoia de locuri de parcare. Am făcut acest calcul. Încă ceva. Sunt foarte mulți oameni care nu folosesc mașinile. Le las acolo, inclusiv pe bulevardul Iuliu Maniu, le frică să nu-și pierde locul de parcare și blochează prima bandă, da? Cu zilele, cu săptămânile, lunile câteodată. Ne-am început să ridicăm mașini care sunt abandonate, am creat acest serviciu de la zero, el nu exista, am găsit repede teren, am cumpărat mașini autoutilitare speciale, am angajat oameni, șoferi, oameni care ridicate, tot, am dat un regulament, deci am angrenat acest proces și avem deja câteva mii de locuri eliberate, da, prin faptul că oamenii au plecat cu mașinile, le-au dus în altă parte sau le-am ridicat noi și le-am dus și le-am valorificat. Dar care e soluția totuși? Că în mod clar, niciun oraș, nici o capitală europeană n-a făcut până acum. În primul rând trebuie să facem ceva cu aceste importuri, după care este vorba de o strategie de a spațiului public. Ce se întâmplă? La mine, în sector, arterele principale se misete către PMB, se misete doar pe hârtie. Că de fapt niciun polițist de la capitală nu vine vreodată în sector decât așa să facă câte o vizită la agenții economici, dar nu vin să se ocupe efectiv de aceste artere. Să ne dea nouă aceste artere și găsim noi o soluție. Dar voi puteți ridica mașinile, de exemplu, parcate pe trotuar, pe marile bulevarde în acest moment sau, eu știu, pe străzile secundare? Sau de ridicați, ați luat această decizie? Am ridicat mașini semnificativ din stație STB. Da, unde am trecut special o astfel de hotărâre de Consiliul Local și acolo unde blochează intersecțiile. Dar eu aștept ca pe Moș Crăciun, aștept acest ordin al Ministerului Mediului, prin care oamenii își vor putea lua niște bani pe mașinile vechi. Știți că se dau 3.000 de lei pe mașini vechi, mai vechi de 15 ani, sunt foarte multe în continuare.
Eu aș duce chiar mai jos acest prag, deci undeva la 10 ani, de ce nu? Și să existe acest mecanism. Noi nu știu dacă putem să ne înscriem cu cea mai mare sumă, cu aceea ne vom înscrie. Pentru că așa or să mai dispară o parte dintre mașini și o să mai libeze niște locuri de parcare informale mai degrabă. Uite, și acum vorbim despre rable, însă sunt familii care au și 3-4 mașini. Eu cunosc asemenea situații. Da. Aveți cumva în plan supraimpozitarea, nu știu, nu, să măriți impozitul? Impozitele și taxele dispune exclusiv Consiliul General, este o politică pe care o decide primarul general. Da, dar ca și cum ați făcut și la parcarea de reședință, adică ați venit cu această propunere, toți primarii de sector au venit cu propunerea să crească taxa pentru parcarea de reședință până la 600 de lei. Nu avem o viziune clară pe mobilitate în orașul acesta, oamenii vor continua să folosească mașina auto-individuală. Cât nimănui nu-i pasă și să vină cu un plan etapizat pe mobilitate, care înseamnă creșterea capacității de transport, care înseamnă benzi dedicate, care înseamnă, de fapt, ceea ce a început PNL prin viceprimarul nostru, Stelian Bujduveanu, și cu sprijinul meu total, să elibereze centrul de mașini, să vină cu o politică puțin mai serioasă în ceea ce privește lăsarea mașinii oriunde vrei tu. Dom'le, te duci în fața guvernului, să te duci pe Maghelul, îți lași mașina acolo, ți-o înfiși pe totul. Dom'le, nu se poate așa ceva. Evident, a fost o rezistență, dar oamenilor începe să le placă cum arată totuarele eliberate de mașini în centru. Deci aceasta nu a fost politica primarului general, aceasta a fost politica noastră, a PNL, pentru că până acum am fost cam singurii că ne-am asumat și măsuri dure, dar corecte pentru bucureșteni. Deci vii cu o întreagă strategie, da? Să asiguri un transport rapid de la periferie pe centru prin transport în comun, dar nu ai cum fără benzi dedicate. Da? Mai mult. Strategia primăriei de sector care este din acest punct de vedere? Noi începem să eliberăm în acest moment trotuarele de la bulevardele principale. Astfel de lucruri se fac incremental, nu se fac revoluțional. Faci bucățică cu bucățică, da? În fiecare jumătate de an mai recuperezi ceva, ca oamenii să aibă timp să-și modifice comportamentul și să-ți găsească fiecare diferită soluție. Dacă ne puteți da niște exemple. Evident, tot bulevardul de la Favorit, de fapt de la Orizont, dacă vreți, am beneficiat de faptul că au fost lucrări la metrou, pe care am început să asfaltăm aceste trotuare, să le amenajăm peisagistic, și ați fost și dumneavoastră acolo, că am fost împreună și ați văzut, deci e vorba de câțiva kilometri buni, în care efectiv am eliberat trotuarele de mașini și oamenii apreciază, redescoperă orașul, că nu mai vedeau ce se întâmplă acolo. Și vom continua și în Militari, vom continua și în Crângaș, și poate o să ajungem chiar și în Giulești. Bine, și în Giulești, pe anumite porțiuni, chiar am eliberat trotuarele și putem să mergem împreună să vedeți. Deci începem incremental, asta înseamnă pas cu pas, da? Ca oamenii să se poată acomoda, rezistența să nu fie enormă, ca că zici, domne, hai să ridicăm, vreau să-l văd și eu pe omul acela, oricine ar fi el din țara asta, care rezolvă problema 100.000 de mașini peste noapte. Lucrurile astea se fac încet, cu o politică fermă, într-o direcție clară. Ai recuperat un spațiu un pic, ok, mergi mai departe, mai recuperezi altul și altul și altul, dar ușor. Pentru că cineva își propune ca de mâine să vină cu enforcing să ridice 100.000 de mașini, este cel puțin realist. Da? Când vom putea circula măcar pe marile bulevarde din sectorul 6, fără să ne lovim de mașinile parcate acolo? Pe trotuare deja puteți circula. Pe bucăți? Sunt, da, pentru că am zis că avem această politică incrementală. Aveți un termen până la care, eu nu știu, să zic că am 10 bulevarde, le fac pe aceste 10? În 6 ani cred că le eliberăm pe toate. Înțeles. Mai e ceva până acolo. Mă întreba un cititor... Dar să vină și, cum să zic eu, am nevoie și de sprijin pentru asta. Pentru că de obicei cei mai vocali sunt cei care nu mai pot parca mașina pe trotuar. Li se pare că este un drept. Dom'le, vreau să-mi parchez mașina, că e spațiu public, e dreptul meu să las mașina unde vreau. Dar am nevoie și de sprijinul oamenilor care vor totuși libere, să fie mai vocali și să sprijine astfel de politici. Să știți că noi ridicăm de fiecare dată ștergătoarele, da. De drept nu stăm în sectorul 6, dar ridicăm de fiecare dată ștergătoarele când trecem pe lângă mașină care lucru, blochează. Dar în comunicare, da, este o politică corectă, da? Adică orice primar are nevoie de încurajări când face o politică. Da, cred că și poziția primăriei ar trebui să fie foarte fermă. Dom'le, nu mai parcați pe trotuar, pe acolo trec pietonii. Mai fermă decât la noi, nu adică... o să vedeți nicăieri. Da, e adevărat că ați avut declarații, dar totuși, adică eu mă așteptam să fie ceva mai multe acțiuni în sensul acesta, adică să putem totuși să circulăm, de exemplu, avem bulevardul Drumul Taberei, nu de la un cap la altul, da, să se poată circula, da, pe... Asta se poate acum, tocmai vă zic, sunt kilometri întregi de totul. Dar nu este liberate. Pe tot. Păi, tocmai v-am zis că se face incremental. Înțeles, da. Da, și beneficiem de amenajări, acolo unde facem amenajări, nu mai sunt mașini.
Acolo unde încă n-am venit cu amenajări, venim anul viitor. Că tot... În Copenhaga, da? Este dat mereu ca exemplu pentru biciclism și așa mai departe. Existat acolo un arhitect șef care a rămas vreo 20 de ani în funcție și care a avut o politică pe care n-a comunicat-o niciodată. Ca 2% pe fiecare an să reducă numărul de parcări din centru. Din zona centrală. Din zona centrală. Și de că în 20 de ani a reușit să le scoată de tot. 2-3% acum, 5% anul viitor. Este vorba de a aplica incremental politici. Pentru că reversul este să te trezești cu o revoluție și nu mai prinzi un mandat, deci ce să vezi, nu o să mai poți să aplici politica pe viitor. Deci sunt chestiuni de fine-tuning care se învață la facultăți de profil, da? Atunci când aplici o politică de toleranță zero, atunci când aplici o politică incremental. Deci lucrurile astea nu se fac așa, întotdeauna trebuie să le gândești, pentru că noi avem de-a face cu oameni. Și vorba este despre psihologie comportamentală, da? Și vezi ce aduci în loc oameni, începi să descoperi orașul. Deci lucrurile se fac întotdeauna cu cap, nu precipitat, cu fine-tuning și cu o voință sigură și clară. Da? Da, pe de altă parte, oamenii au și niște așteptări și în momentul în care nu răspunde acelor așteptări, cumva că și cei care parchează pe trotuar așteaptă să parcheze în continuare pe trotuar și cei care folosesc trotuarul, sunt pietoni, doresc să aibă pe unde să circule și mulți spun că, domnule, noi vrem trotuare libere. Domnul Mihai, ce v-a zis, de exemplu, pe tema aceasta? Domnul Mihai mi-a zis că până la finalul mandatului, pe niciun mare bulevard din sector nu o să mai fie vreo mașină parcată. Bun. Okay. Așteptăm să vedem. Da, știți că suntem în competiție, într-o competiție cât se poate de benefică. Eu mă bucur tare mult. Trotuare, dar într-o competiție ca între prieteni. Da, mă bucur că există această competiție și mă bucur că orașul are de câștigat din această competiție. Că tot vorbim despre parcări și blocarea trotuarelor. În cartiere rezidențiale noi, deși sunt parcări subterane, mașinile parchează în continuare pe stradă, pentru că cei care cumpără apartamente nu cumpără și locurile de parcare. Ce faceți în acest sens? Aveți vreo reglementare? Da, am propus o reglementare și public. Am fi și singurii care ar veni cu astfel de reglementare. Bineînțeles, ar trebui să fie adus la nivel de București, nu doar de sector. Și chiar ar trebui să fie modificată întreaga lege, pentru că legea spune acum că la fiecare apartament construit trebuie să faci un loc de parcare. După care oamenii vin și își cumpără un apartament cu, să zicem, 80.000 de euro. Și ar trebui să mai dea încă 15.000 de euro, care este de fapt prețul real, pentru un loc de parcare. Și nu se întâmplă acest lucru în fapt. Adică oamenii doar își cumpără apartamentul fără loc de parcare, are mașină și o parchează pe domeniul public, după care vine la primărie ca să-i facă parcări. Și reglementarea este incompletă, cercul nu se închide. Da? Este cumva stupid să-i ceri un dezvoltator să betoneze în jur, să facă locuri de parcare, dar să nu vândă locul de parcare odată cu apartamentul. Și atunci dezvoltatorii ar trebui ca să fie obligați, tot prin lege, să închizi practic logica acestei legi și să vândă, să intabuleze apartamentul cu locul de parcare. Asta trebuie să se întâmple. Bine, mai apar și situații în care oamenii spun, domnule, e una mașină, de ce trebuie loc de parcare? Da. Asta este. Dacă așa s-a întâmplat, atunci asta este. Dar după care zicea mașină de firmă, nu. Așa se vin apartamentele și vii cu o astfel de politică. Care este logica să ai după aceea spații betonate, da, care îți afectează și mediul, care nu sunt folosite. Da? Ca orice reglementare trebuie să fie închisă, să fie dusă până la capăt. Există posibilitatea legală să faceți acest lucru? Păi de ce să nu existe? Cine ne ține? Da? Da. Deci îți intabulezi locul de parcare odată cu apartamentul. Și atunci se reglează, pentru că omul nu o să mai cumpere cu 15.000 locuri de parcare. Da? Atunci, că, să zicem, este 80.000 apartamentul, poate mai dă încă 10.000 în plus și negociază cu dezvoltatorul și își ia apartament plus loc de parcare. Pentru că, în fapt, asta se întâmplă. Da? Sunt pline, e plin Bucureștiul și nu doar Bucureștiul, de dezvoltări noi, care sunt pline de beton, pe spații foarte, foarte mari făcute pentru parcări, care nu sunt folosite ca parcări. Este ilogic ceea ce se întâmplă în acest moment. Da, mai mulți cetățeni din sectorul 6, am tot văzut pe grupurile cetățenești, ridică această problemă. Spuneau chiar de Regiei Residenți, care e un cartier nou și unde au început să se mute oamenii și sunt blocate toate străzile de acolo, de mașinile parcate, ale celor care s-au mutat. Și nu mai au cum să circule, blochează strada. Și invit Parlamentul să închidă circuitul legal sau și Consiliul General să închidă această politică inițiată la un moment dat. Sau nu le mai cerem dezvoltatorilor să betoneze în jurul blocurilor. Și asta e o soluție, da?
Anul acesta ați promis că începeți lucrările la patru mari proiecte de infrastructură care vor fluidiza o parte din circulația din sectorul 6. Este vorba despre lărgirea străzilor Varea Largă, drumul Osiei, drumul Roții și Viscolului. Ați început lucrările la vreo una dintre ele? În ce stadiu se află? Am făcut cam tot ce era omenește posibil ca să începem lucrările. Suntem în stadii foarte avansat. Pentru Varea Largă am făcut studiul de fezabilitate, prefezabilitate, fezabilitate care spune pe unde trebuie să faci exproprierile. Trebuie să fie contractat, procedura de achiziție, trebuie să fie executat, da, câteva luni, după care a trebuit să facem exproprierile. Am stat foarte mult după PMB pentru aceste exproprieri, pentru că noi natural nu aveam acest drept să facem exproprieri și pentru prima oară în seria statului 6 când se fac exproprieri de primele de sector, după ce ne-a dat voie PMB. PMB s-a mișcat foarte greu cu anumite decizii la nivelul primarului general, dar în fine am ajuns acolo, am stat pe capul apa nova ca să facă proiectarea și aici a durat foarte mult pentru partea de apă canal. Avem deja contactele și tot ce ne trebuie, tot proiectul, așteptând după apa nova în acest moment să înceapă să facă aceste lucrări. Și mare atenție! Acolo sunt 500 de arbori și o zic public. Sunt 500 de arbori. Da? La Valea Largă. La Valea Largă. Primarul general, în săptămâna aceasta, va primi de la noi, de la sectorul 6, solicitare pentru avize de frișare. Mi-asum în fața tuturor. Pentru fiecare copac care va fi tăiat ca să facem acest drum necesar, voi planta încă 5. Da? Dar nu se putea alergi strada altfel decât... Nu. De acolo trece. N-ai cum. Așa este studiul de fezabilitate și este optim, pentru că a trebuit să facem 10 de exproprieri, care și alea au durat. Da? Deci sper ca de data aceasta, domnul primar Gean, să nu mă mai întârzie cum a întârziat cu o creșă 6 luni de zile pentru 16 copaci. Aici este vorba de 500 de arbori. Da? Este un lucru asumat. Da? Este un lucru asumat și vom planta în compensație. Nu se pune problema, dar nu vreau să mă întârzie cu aceste avize cum știu că are obiceiul. Da? Și nu numai eu reclam acest lucru, toți primarii de sector am reclamat faptul că nu se dau avize pentru defrișări, este o investiție publică, nu mai stăm la discuții. Dacă nu, o să mă duc în justiție și o să obțină pe altă cale aceste avize. Da? Dacă primăria capitalei nu face investiții și se merge foarte greu cu propriile investiții, măcar să lase pe noi, cei care avem proiecte, să ne facem investiții. Bine, dar nu am fost blocat proiectul acum din cauza primăriei generale. Nu acesta. Nu acesta, dar mă aștept să fie blocat pentru că este notorietate că întârzie cu ani și nu vorbesc de luni la avize de defrișare. Da, din păcate e de notorietate, au mai spus, da? Primari de sector acest deci, lucru. Deci mă aștept să primesc avizul, după care imediat se termina proiectarea pentru apă canal, apa nova va intra și vor executa lucrările. După ce ei vor executa aceste lucrări, noi oricând ne putem apuca să finalizăm lucrarea, care înseamnă două benzi, bandă de biciclete, trotuare largi și toate tot mobilierul și utilitățile necesare. Ce va ajuta acest, cum va ajuta acest proiect la fluidizarea traficului? În ce zonă? Imaginați-vă că vin de exemplu, de pe pasajul Domnești, care este acum gata, și vor avea acces pe Timișoara, da? Valea Cascadelor și chiar Iuliu Maniu, adică e clar că se va... matricial, după care acum avem în proiectare prelungirea Timișoara și avem străpungerea pe care o va face CNAIR-ul până la CET Vest. Evident că va ajuta. Plus că este o zonă în care s-a dezvoltat și acum este dezastru ce e acolo. Deci... Cu celelalte proiecte, drumul Osiei, drumul Roții și Viscolului? Drumul Osiei ne apucăm de la până imediat. Acolo e o firmă care a pierdut 2 metri din teren și putea să mute niște cabluri, nu i-a afectat semnificativ absolut deloc, dar au zis că e bine ca să atace hotărârea de Consiliul Local prin care noi putem să facem acest drum, pentru că ei expropriam. Și na, firma asta așa a considerat că trebuie să se comporte, o firmă străină, așa trebuie să se comporte în România. Am fost personal, oamenii mei, am fost acolo, domnule, trebuie să mute niște cabluri. Deci e o chestie extrem de simplă. Extrem de simplă. Toată lumea zice, doamne, să se facă, dar să nu fim noi afectați. Da? Și n-au vrut, n-am găsit înțelegere, am discutat cu ei. N-am găsit niciun fel de înțelegere, pentru că chiar pe bani noștri se mutau acele cabluri. Da? Și și-a văzut doar interesul propriu, un comportament jenant din punctul meu de vedere. Și în ce stadiu este litigiu? Păi ne judecăm cu ei. Da. Și asta înseamnă că durează. O să ne apucăm pe transformă în care nu sunt ei. Da? Și atunci va trebui ca să finalizăm. Așa e în țara asta, da?
Așa este în țara asta. Deci te pregătești, faci totul, puteam să fi început deja lucrurile, putea să chiar să fie aproape gata dacă nu exista acest litigiu. Aveam totul perfect, studiul de trafic, tot. Da? La fel, la Roții am stat foarte mult după Apa Nova pentru reproiectare, pentru că s-a făcut un canal acolo ilegal și s-au căutat fel și fel de soluții, dacă îl afectăm, nu îl afectăm, că deja acolo sunt blocuri de dezvoltări imobiliare. Deci e un dezastru urbanistic și atunci vezi că unii au făcut un apeduct de care nu știa nimeni. Ce faci cu ăsta? Îl muți, îl protejezi? Pentru că acolo sunt oameni care trebuie să tragă apa și au probleme cu alimentarea cu apă și cu canalizarea. Dar ne apucăm și de asta la anul spre. Acum Apa Nova le mulțumesc foarte mult că lucrează la proiectare. Na, și proiectanții lor nu sunt ai noștri, noi îi plătim. Dacă se mișcă unul vrea, dacă nu, tot timpul stă pe telefoane. Asta am făcut ca primar și eu și cu colegii mei stăm pe telefoane, să ne rugăm de alți operatori să ne ajute și să-și facă treaba. Din păcate asta cu Țevile, cred că fiecare proiect mare de infrastructură din București ăsta a fost blocat cel puțin un an din cauza asta. Da, începem exproprierile. E vorba și de capacitatea financiară, deci, și bugetară. La anul veți începe, să înțeleg? Sau? Păi la anul aș vrea măcar Valea Largă, dacă domnul primar general nu o să mă întârzie, cum prefigurez că se va întâmpla. Adică aici știți că cel mai bun predictor pentru comportamentul viitor este comportamentul trecut. Deci dacă nu a dat la alți primari avize similare, și aici nu vorbim de puțin arbori, vorbim de 500 de arbori. Bine, ținând cont că sunteți... Da? Adică, coaliție la București, încă mă gândesc că găsesc o soluție. Păi ce soluție? Decât de faptul să aprobe această investiție, care evident va scădea, va ajuta la mediu, pentru că va scădea timpul în trafic, noxe mai puține. Noi plantăm, am plantat, numai anul trecut am plantat undeva la 4.000 de arbori, iarna asta, iar tot așa. Da? Adică noi nu avem probleme să nu ne ținem promisiunile că plantăm arbori, da. Câteodată, da, asta este, mai faci un drum, mai dai niște arbori, na, ai ce să faci, crezi că mie îmi convine? Și vorbim de plopi, de aceea mare, n-ai cum să-i rog chestii sau să vii cu alte minuni de genul acesta. Sunt plopi bătrâni de 30 de ani, groși, nu mai prindă ea dacă e rog chestii. Bine, noi avem acest talent extraordinar de a cădea dintr-o extremă în alta, adică ori venim, tăiem tot, betonăm tot, ori nu mai tăiem nimic, din păcate. Dar din ceea ce privește investiții noi, drumuri noi, sunt pentru prima oară când se face acest lucru în sectorul 6, că nici primăria generală și nici primării de sector anterior n-au pornit investiții de asemenea învergură. Bine, aveți o investiție de foarte mare învergură în sectorul 6, prelungirea Ghencea, dar din ce am trecut eu pe la șantier am văzut că nu prea se mai lucrează așa cu spor. Ce se întâmplă acolo? Păi aici întrebați și noastră pe domnul primar general ce se întâmplă, pentru eu știu că este știu că este lucrarea primăriei capitalei, dar știu că v-ați și interesat tot timpul despre această, evident că m-am de această interesat lucrare. Și am și pus 10 milioane pentru exproprieri. S-a mișcat extrem de încet. Deci tu sunt metropolitan. Ați primit explicație? Am primit mai multe explicații, dar niciodată nu stăm în picioare în ceea ce mă privește. Am primit explicații cum s-a înțeles primăria generală cu Trustul Metropolitan de Construcții, care este care USR, de exemplu, a pus cea majoritar. Este asumată această companie care face și pasul de la doamna Ghica. Se mișcă. Nu să zic ceva acum, dar nu mai zic. Există vreo șansă? Nu există nicio șansă. Deci eu mi-am pierdut încrederea că Primăria Capitalei în acest moment este capabilă să execute acest proiect. Vă zic tranșant. Dom'le, când în 4 ani tu faci un tronson de un kilometru sau cât are tronsonul 2 de la strada Brașov la Râul Doamnei, eu stau pe Râul Doamnei, da? Când 4 ani faci mai nimica, eu mi-am pierdut încrederea. Iar în 2 ani s-a avansat nesemnificativ. Da? I-am propus domnului primar general să-mi dea mie măcar tronsonul 1, să mă ocup eu de el, cam tot ce-mi trebuie. Da? Care este de la capătul tramvaiului 41 și până la strada Brașov. M-a refuzat cu grație, deși l-a sunat inclusiv bugetar. Am contactat cadrul cu firme care poate să execute, am contactat cadrul de proiectare pentru că e nevoie și de reproiectare, pentru că a fost proiectat greșit. Prost. Dar dumneavoastră discutați cu Nicușor Dan? Rar. De ce? Este această chimie. I-am, la nivel rațional, i-am dat tot sprijinul de care putea în Consiliul General. Știți că PNL votează toate proiectele și nu a avut niciodată probleme în Consiliul General sau cu mine. Dar dat fiind această supărare, mai susțineți pe Nicușor Dan și vă văd că, mă rog, ce, care, faceți niște declarații. Care este alternativa? Ca să bagi orașul ăsta în blocaj complet și așa e blocat?
Evident că rațional și matur și normal este ca să nu bagi blocaj, să nu vii cu un blocaj suplimentar în Consiliul General ca să ce? Și dacă nu-l susțin, pleacă acasă, nu pleacă acasă, doar se blochează și mai mult. Asta este adevărul. Și i-am propus acest lucru, i-am propus inclusiv că ne putem face și Transformul 3 până la Valea Oltului, dacă îl plătește Primăria Capitalei, că noi nu avem atât de mulți bani. Suntem totuși o primărie de sector. Da? Nu suntem, nu avem forța financiară a Primăriei Capitalei, care și are, știi, notorietate, are probleme financiare. Deci am pus această ofertă pe masă. Mai mult de atât nu am ce să fac. Dar mi s-a zis să iau Tronsonul 4. Păi îmi pare rău, pe mine nu mă interesează Tronsonul 4, că acolo intră doar vântul în București și nu am locuire. Eu trebuie ca să mă trăiesc viața oamenilor din prelungirea Ghencea, acolo unde am locuire. Deci pe mine mă interesează să iau tronsonul 1, să-l execut în 8, maxim 10 luni. Da? Mi-asum acest termen pentru că am vorbit deja cu consultorii. Bine, lucrarea asta trebuie făcută toată, adică să nu înțeleagă oamenii că... Păi tocmai de aceea, dacă primăria de sector vine și îți întinde mâna, da? Și îți plătește, deci mi-asum financiar proiectul, da? Mă duce undeva 30 de mii, ne duce undeva, că nu sunt banii mei personali, sunt bani publici. Dar v-a dat și vreo explicație de ce nu... Nu. Mi-a făcut oferta să iau Tronsonul 4, care nu ne interesează în acest moment. Da? Și am zis, ok, noi ne ocupăm Tronsonul 1. Ce se întâmplă? Ce am propus, de fapt, ca să înțeleagă oamenii, mai și care trăiesc în prelungirea Ghencea? Proiectul este mult prea complex ca să fie executat cu capacitățile limitate ale Primăriei Capitale și ale trustului metropolitan. Bine, înțeleg că va fi scos la licitație. Păi i-am zis încă din februarie, da? Pentru că i-am zis așa, sunt câteva lucruri. Scoatem tramvaiul în această etapă, că oricum nu aveți bani de el și îl depuneți pe separat pe POR. Deci scoateți din contractul TCM tramvaiul. După care împărțiți pe cele patru tronsoane, îmi dați mie tronsonul 1, 9 tronsonul 1 la sectorul 6 și ne ocupăm de el în 8 luni. Dacă vezi neapărat, ne asumăm și tronsonul 3, dar îl plătiți dumneavoastră. Scoateți tronsonul 4 la licitație și urmând la final, după ce ai lăsat acolo loc și ai pus în conservare lucrările, după ce ai primit fonduri europene pe programul operațional regional, să faci și tramvai. E doar logic ceea ce am propus. E doar logic ceea ce am propus. Din păcate, USR Sector 6 și Nicușor Dan au susținut poziția care mi-e vă zic, nu am niciun motiv ca să o asumăm, ca să facem noi tronsonul 4. Păi, vreau să vă spun așa, am primit înștiințare de la Primăria Generală ca să eliberăm tronsonul acesta 1 de la capătul tramvaiului 41 și până la strada Brașov, să defrișăm în martie. Când erau copaci în floare, noi am defrișat. I-a să-i toată lumea în cap. Da? Că de ce defrișam? Acolo a emis avize de defrișare. Am dat toate reclamele jos, am dat toate cheșcurile jos. Era și niște termenuri de folie pe acolo, am dat jos. Au avut front de lucru un an de zile. Deci, din martie până acum, puteau să fi făcut acest tronson 1. Nu i-a interesat, nu s-a ocupat. Vorbesc despre trustul metropolitan și despre Primăria Capitalei. Păi ce încredere să mai am eu? Când ai absolut totul, da? Ai absolut toate condițiile să te apuci să lucrezi, ce încredere să mai am eu că îl vor face? Nu am niciun fel de încredere. Atunci ce fac? Vin și zic, dați-mi mie tronsonul 1 și vă ocupați de restul și este treaba voastră cum? Dar, de păcate, dincolo de aceste discuții, în contradictoriu, oamenii care stau acolo suferă cumplit, pentru că circulația Ivanov, este blocată. În contradictoriu? Când vine cineva și se oferă să te ajute, unde sunt acele discuții în contradictoriu? În mod clar, dacă de, nu s-a finalizat cu înțelegere, până la urmă, dinți, da? Până la urmă a fost o problemă. Eu fac acest lucru pentru că mă simt responsabil față de oamenii din zonă și vreau să-i ajut. Inclusiv pe primarul general vreau să-i ajut. Și aici nu e o chestie de imagine, cine dă mai bine. Da? Aici este o chestie de funcționalitate. Dacă eu iau un tronson întreg, inclusiv financiar, le execut în 8 luni, 10 luni, după care mai iau un tronson întreg, aici nu pot fi financiar. Păi clar că sunt, practic, îți mai rămâne doar tronsonul 4 pe care ai scos la licitație. E clar că te ajută acest lucru. Da? Da. Unde este discuția în contradictoriu? Este o ofertă cât se poate de clară, da? Și care, vă dați seama, că noi ca să luăm aceste lucrări care sunt semnificative și masive, trebuie să facem mai puțin lucrări care țin de noi în altă parte. Dar tocmai pentru că sunt foarte importante, trebuie să ne implicăm mai mult. Mai mult decât se facă această ofertă, nu am ce să fac. Pentru că avem prelungirea Timișoara pe care am luat-o de la PMB, pe care vrem să o facem, da? Avem celelalte drumuri de care am vorbit puțin mai devreme. Vă dați seama că ne se consumă contractul cadru, trebuie să scoatem alte proceduri de achiziție. Da?
Deci acestea sunt lucruri care sunt pe masă și nu mai sunt pe masă mai mult de sfârșitul anului până când ne facem bugetul. Da. În orice dacă sperăm că ne facem bugetul și dacă n-am prins, dacă nu accept această ofertă până la sfârșitul anului, este ora și la gară, la revedere, pentru că ne-am făcut bugetul, da? N-am prins acolo și nu se va mai putea face. Și rămâne cu toată lucrarea. Este inadmisibil să se avanseze cu viteza aceasta în 2 ani de zile. Da, acolo și-am început domnul primar general campania electorală, acolo am fost împreună și am votat la aceeași școală la 279.